Ei bine, domnilor și domnilor, nu vă așteptați niciodată la așa ceva. Adevăratul război este pentru ceea ce mâncăm. Este confruntarea titanilor. Academicianul Leon Dănăilă se confruntă cu doctorul Virgiliu Stroescu. Să-i vedem. Să știți că dacă mâncați numai legume și fructe, nu rezolvați problema și nu o să puteți trăi prea mult. De două ori mai mult decese de cancer decât în toată Europa. Se spune foarte clar, carnea roșie favorizează boala canceroasă, având factor de creștere. Ai o tumoră mică. Mănânci niște fripturi, așa, crește și ajunge... Trebuie și puțin de carne. În carne se găsește vitamina B12, care este foarte benefică pentru creier. Nu trebuie de făcut exces. Carnea roșie e dovedită, mai zic o dată, dovedită, favorizează boala cancerului. Și vegetarienii au de jumătate și mai puțin de decese pentru că n-au carne roșie. Dacă carnea din galantare n-ar avea nitriți, am avea carne neagră, uite așa. Și pentru că trebuie să avem carne frumoasă, se bagă nitriți. Nitriții cu aminele fac nitrozamine. Așa. Nitrozaminele sunt cancerigene, dovedite. Și toată carnea care o găsim și care se consumă în magazin și magazin se pline cu carne roze, da, toate salamurile, dacă n-ar fi nitriți, ar fi altfel. Se mănânce legume, fructe, încercați o zi, două, să vedeți că nu puteți rezista, nu se poate. Omul este omnivor, omul trebuie să mănânce de toate, trebuie să guste de toate, are și poftă, are și tendința și îi dă o stare benefică. Grăsimile animale sunt cele care dau boli de inimă. Primele boli ale planetei sunt boli cardiovasculare. De ce? Se înfundă vasele. Toate fibrele vegetale sunt cele care ne prelungesc viața din mai multe puncte de vedere. Ce sunt fibrele vegetale? Sunt grupări de glucoză care se fac lanțuri, care nu sunt distruse până la intestinul gros, și acolo se descompun și hrănesc colonul și microbiota. Sau trestele, exact. Are fibre și dacă mănânci cu fibre, nu fac rău, pe când dacă mănânci numai esența ei, crește glicemia și face un diabet. Este important și peștele, da. Nu în cantitate mare acum, peștele mare, prin faptul că foarte mult mercur s-a răspândit în apele din oceane și în apele curgătoare și poate să ducă la apariția hidrargirismului, boala provocată de acest mercur. Dar, în general, carnea de pește este foarte recomandată, a fructelor de mare. Indiferent ce mănânci, trage o salată mare și se rezolvă jumătate. Cele mai bune proteine le găsim în leguminoase, adică în boabe. Salata n-are, dar are fibre. Iar leguminoasele au fibră extraordinar de multă. 150 de grame de mililitri de vin în 24 de ore este permis. Eu vă spun cercetări făcute, nu de mine, dar sunt, ce vă spun eu, sunt cercetări făcute de oameni de știință. Toate sunt prostii, doamne, prostii. Alcoolul sub orice formă e toxic. Trebuie să aibă satisfacții. Individul respectiv poate să bea și puțină cafea și ciocolată. Asta vorbează un chimic care spune că și cafeaua și ciocolata au un rol foarte benefic. Dar nu în cantități mari, în cantități moderate. 3 cerșcuțe de cafea. Glucoza este ceva formidabil de bun. Dar în cantitate mare, știți ce este? O travă numărul 1 a organismului. Avem nevoie de 1 gram de glucoză pe litru de sânge. Avem 5 litri, 5 grame de glucoză avem. Cu fibre sau fără fibre, domnul Petrescu, că dumneavoastră vă țineți așa... Da, eu sunt foarte preocupat, urmăresc cu mult interes. Acum e sunteți de învățat... ce vă trebuie? Ce mâncați? Nu, e echilibrat cât pot, nu-mi reușește tot timpul, sunteți ca dovadă. Sunteți pe partea domnului Dănăilă sau pe partea domnului Petrescu? Fiecare are dreptate. Acum domnul Dănăilă pare așa mai uman în abordare. Da, domnule, și cu... Adică eu țin cu domnul Dănăilă, ca să fiu foarte sigur. Așa mi s-a părut și mie. Și mie, da. Tot timpul cu mult interes, dar totuși promovarea fibră și legume și două fruze, parcă nu mi se potrivește. Adică eu recunosc că
o friptură din când în când e potrivită în dieta. Deci nu vă place postura de iepure, așa, nu? La rozătoare. Doar dacă e în farfurie. Doar dacă e în farfurie, da. Vă riscați, da, 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 da. Poate domnul Colnă, dumneavoastră nu cred că sunteți pe fibre, mă uit așa la dumneavoastră. Ha? Ziceți? Să vă spun o chestie, cine ține în seara asta? Mire. A, sunteți oamenii, vegetarian? Nu, oamenii, dacă au câștigat, dacă au reușit să cucerească planeta, da, este datorită faptului că sunt capabili să mănânci orice. Da. Și că, practic, contează foarte puțin. Corect, că de fapt noi le-am mâncat pe animalele pădurii, nu ele pe noi. Noi suntem omeni, exact. Adică putem mânca absolut orice. Așa. Avem dieta. Păi și e bine sau e rău? E foarte bine și de fapt nu contează ce mâncăm. Păi da, dar stați că domnul doctor Sturescu, că nu ne mâncăm noi animalele între noi, așa. Știți care e treaba? Dacă vă gândiți în perspectiva de când există omenirea asta, așa, un milion de ani cu predecesorii noștri, ajungeți la concluzia că tocmai faptul că nu prea contează ce mâncăm ne-a avantajat și ne-a făcut să fim astăzi rasa dominantă. Rasa. Specie. Specie. Da, specia dominantă noi, pe planetă. Faptul că nu contează atât de mult ce mâncăm. Putem mânca și spanac și friptură. Alte animale au probleme. Fie cu una, fie cu alta. Putem mânca și insecte, nu? Așa la mod acum. Și totuși rezistoizii rezistă, nu mor. Păi aia mănâncă numai din gură. Trebuie să fim serios. Nu știu, văd cum dau la trotinetele alea electrice, nu par să fie foarte flămânți. O să înceapă să strălucească noaptea. Dacă îi vedeți pe cluburile de pe centru vechi cum să rupă manele, vă speriați. Deci toată chestia asta cu ce mâncăm și nu știu ce, preluată foarte așa. Dar nu, cu... e o mare industrie din asta, din ce mâncăm și ce nu mâncăm. Că hai să fim serioși. Mai oamenii mai determinați așa, dar vă spun, oamenii sunt în general destul de insensibili la regimul alimentar. Destul de insensibili, altfel n-ar fi cu cei planeta. Deși nu asta se susă cu domnul Dănăilă. E dezechilibrată dezbaterea. Trebuie să ține cineva și domnul Sturescu. Eu care încerc pe stânga. Da, eu îl cred și pe domnul Sturescu, că e mai bine cu alelalte. Dom'le, are sens ce spune domnul Sturescu. Adică așa cum pune problema când îl ascult la tine în emisiune, așa? Deci îl sorb din priviri, sincer spun, și are logică ce spune. Și după aceea te duci și spui o friptură. Dai friptură la câini când îl ascult. Două bucăți de salam pe pâine. Și beau și un pahar de vin roșu, ca să spun sincer, seara, dar înainte de culcare, așa, de supărat, de nervi, de toate ce s-au adunat în timpul zilei, nu mult, așa, jumătate pahar, hai să zic, ceva de felul ăsta, da? Adică nu sunt carnivoră, dar o bucată de friptură de vită nu pot să refuz, de ce să zic? Nu mă omor după pieptul de pui, de exemplu, care n-are niciun Dumnezeu, dar nici acum să mănânc boabe de alea sau ce spunea, năut. Și mazăre și fasole, dar fără... Că și eu mănânc mazăre și fasole, dar... Da, dar te, ceva... te și balonează, n-au nicio... N-au valoare nutrițională ridicată. Da, rupă nutriție cu astea. Nu știu, am înțeles că explica într-o seară la tine, avea foarte mult sens ce spune. Ai văzut atunci aia cu știurețe? Au, da, 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 a fost foarte... A fost interesant. Și dar tot ce spune, domne, zice, astea au conținut proteic. Și, într-adevăr, soia este proteină pură. Păi și l-ați împușcat. Dar și modifică hormonii. Asta e o problemă. Câtă soia să mănânci, să înlocuiești proteină? Uite că am mâncat o generație întreagă, și... Josefina, tu de unde să știi că ești copil? Eu mă feresc de tot felul de înlocuitori de ăștia. Am mâncat... Fruna la polonic e cea mai bună, domne. Indiferent că mănânci doar boabe, că mănânci divers și că îți hrănești creierul și materia ce nu știe ce trebuie. Dă mâna că ești cât un fulg. Nu, frâna la am fost și eu ca tine, dar mi-a trecut din reduci păcate, din ce mănânci, orice mănânci. Nu există teoria asta că dacă mănânci după 6 te îngrași, o prostie. Poți să mănânci toate caloriile la 6 sau la 10 dimineața sau la 12 noaptea, dacă nu faci mișcare. Nu, mănânc la 12 noaptea, că atunci ajung acasă. Importantă e mișcarea și cantitatea de calorii versus cantitatea de calorii arse. Iar stilul de viață stă în niște detalii minimale. De exemplu, când stai la birou să n-ai niciodată sticla cu apă la îndemână. De ce? Să trebuiască să te scoli, să te duci până în camera de alături, să spui un pahar cu apă, să vin înapoi, să faci asta e 6 ori pe zi. Era valabil la mine pe vremea când aveam și eu un birou. Acum mai bea acum, dacă nu mai bea. Domn profesor Dănăilă, deci a zis așa, 3 cafele avem voie. A zis că e ok, domn. Ciocolată avem voie. Un pahar de vin, 150 de mililitri, nu un pahar, ia uzi. Păi și pentru sistemul cardiovascular. Băi, pahar, cu depinde dacă bei în deala. Există și pahare atât. La roșu medical și vei vedea că doza de vin roșu recomandată e de 300 mililitri pe zi. 300? La doamne și 500 la băieți. 300 la doamne și 500 la băieți? Vin roșu.
Da. Ăla e sănătos. Da, bine, vinul alb roșu mai e puțin. Mai ok, adevărat. De ce vă mai în Franța, domnule? Ăștia sunt producători de vin. Păi ce normal, vreți să scrie acolo? 130 de mililitri să moare de rest populația când cumpără cartea. Corect, aveți și noastră. Iată, domn ministru. Nu, dar a pus bine problema, domnul profesor. Roșu sau alb, domn ministru? Roșu. Roșu? Pentru sunteți roșu, pe fiță, da. Sunteți pe... Nu sunt pe fiță, îmi place roșu. Alb... Șprițul vă balonează? Nu, și neapărat, place dar, doar, dar mai beau, dar în general pahar de vin roșu, dacă beau, destul de rar, singur aproape niciodată. Da, știți că peste 2-3 ani, discuțiile astea despre mâncare, o să fie ceva halucinant, că ăștia o să fie cu gândaci, cu carcalași, cu carne de plastic. Doi gândaci, exact. O să fim în istorie. Dacă avem să-i tăvălim prin niște mălai, suntem băieți. Mălai? Nu o să mai există. Nu o să mai există nici mălai, nu? Normal. Doar în Ucraina. Dar fructele, da. Fructele de mare, mă duc și o discuție, sunt legume sau carne? N-a zis niciunul dintre cei doi de fructe de mare și fițele tale. Eu vă sfătuiesc să vă feriți de ele. De ce? Marea majoritate sunt crescute industrial, deci nu sunt de captură, așa. Sunt de cultură și au un conținut de alergen foarte ridicat. Asta e. Păi și aia până în Thailanda, până în Bali, de ce nu mor? Aia mănâncă captură, nădăi industriale. Așa e. Asta e industriale. Stați că în Thailanda îmi pare rău, să vă dezamăgeți, dar crezi că ea creveți la butoi, țin să vă anunț. Așa, deci dacă eu am mâncat de aia la butoi, trei îmi ajung ca să mă fac cu buline. Asortat cu buline. Da? Da, fac o urticare de zile mari. A, deci așa vă prindeți dacă e natural sau Nu mai fac experimente, prefer fructa în aia porc. Eu sunt tradiționalist, sunt conservator. Sunteți pe porc? Da, fructa mai ca lumea. Dar ne iau ăștia porcii, cu ce facem? Nu ne mai lasă să... Păi nu că a dat înapoi. Da? Au vrut liberalii nevernici să nu lase fără porc, dar ne-au salvat pesediștii. Păi nu, că ei nu plecau nicăieri. Aici. Am fost prea rea, adică nu lăsau fără porci, că ei rămâneau în guvern. Cum se vânează acum ăștia cu prafurile, se vânează pe ea cu cotletul de porc. Da? Veganii pe de-o parte, liberalii pe partea aia altă, da. Deci, domnul colonel, dacă e vreunul dintre ei vegan, să arunce piatra. N-ai mă cum să crezi așa ceva. Doamne, din fericire putem mânca aproape orice numai să facem numărul de calorii necesare. Nu mai mult, nu mai puțin, dar păi, înseamnă că noi doi facem ceva greșit, domnul colonel. Că nu ne este socoteala la calorii. Sunteți moștenitorul unei situații genetice fericite. Din cauza faptului că în Europa asta, mai ales cea centrală, au fost valuri și valuri de foamete de-a lungul aproape 1000 de ani, din Evul Mediu timpuriu și până în epoca lui Maria Tereza și introducerea culturii de cartofi de către Iosif al II-lea. Bun. În aceste valuri de foamete, populația a fost rărită, oamenii au murit de foame în Europa Centrală. Au supraviețuit aia care au un randament alimentar superior, că eu mănâncă trei felii de pâine și pun la așa. Uitați-vă la nemți, ce eforturi fac săracii ca să nu se îngrașe, fiindcă sunt moștenitorii unei selecții genetice. E un randament extrem de bun. Tot ce mănâncă, se pune. Pe când grecii, de exemplu, care având marea aproape, n-au avut probleme de foamete, sunt slăbuți, sunt zvelți, fiindcă n-au fost selectați astfel. Dumneavoastră sunteți mai pe britanică. Eu vă învățesc că nu mănânc seara, dar după discuția asta, după emisiune... Și a făcut o foame acum, de-abia aștept să ajungi acasă. De vin îmi pun și... V-a luat așa cu o leșinare, a? Și vă pun clar... Dar pe ce, în seara asta, pe ce sunteți? Pe fibre sau pe proteină? Nu, pe proteină. Pe proteină? Un măr am încercat și nu ajung. Nu? E cea mai bună proteină seara, că ține de foame, se descompune greu și dormi liniștit. Doamne Dumnezeule, dacă îmi spune cineva... Eu zic, vă invit pe toți la masă după emisiune și mai. Doamne, de șeful de la resurse oase de când aștept acest moment istoric. Resurse animale. Nu știu, pe tine nu te trebuie, Iosefine, că mă uit la tine și mi-aduc aminte de mine. Că mă, ți se face jenă să o întrebi orice, că e de slabă? Bă, tu îți dai seama că am avut un obiectiv, bă, mai mult de trei sferturi din viața asta către păcătoasă în pământ, să ajung și eu la 70 de chile. Ei, și când am împlinit de la 70 de chile, nu m-am mai oprit, adică... Da. Deci mie zicea uscatul când eram mic, cât am văzut când te-ai căsătorit, erai atât de slăbus de te zbura vântul. Și mă întreb și tu cum te-a luat fata aia așa frumoasă, nu?
Ești mult mai bine acum, sincer. Sunt bine, da, sunt... Tu erai copil, din cauza asta păreai ca un copil, că aveai silueta aia fiind. Erai amărât așa. M-am însurat copil și mai nenoroc și m-am bătrânit viața asta, doamnelor și domnilor. Da, eu rămân pe proteină, eu țin cu domnul Dănăilă, asta nu-l face mai puțin simpatic și competent pe doctorul Stroiescu, îl aștept să ne spună ce noi fibre trebuie să mai mâncăm și săptămâna viitoare. Vă țin la curent, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi și vă las cu Gianina Lungu. Bună seara, Gianina! Bună seara, Victor, doamnelor, domnilor, nu ratați o ediție specială a știrilor România TV, un grupaj eveniment cu cele mai noi imagini și informații ajunse în redacție. Percheziții în apartamentul criminalilor, afaceristului, anchetatorii caută probe despre uciderea milionarului, ce urme au lăsat criminalii în casa în care au plănuit jaful. Detalii însă și despre scandalul de la Casa de Sănătate, oamenii au leșinat la cozi. Vedem și filmul dispariției copilei căutate cu drone și câini, cine este suspectul care a mers la poliție după viziunea sa. Prăpăd și din cauza viscolului, copaci căzuți peste mașini, oameni răniți după ce s-au trezit cu copacii peste ei, familie rătăcită în munți, căutată în nămeții de un metru. Amănunte însă și despre o bătaie în stradă, victima a ripostat cu focuri de armă. De asemenea, Gigi Becali, scandal după ce a plecat de la accident, afaceristul acuză, am o coastă ruptă după accident. Vorbim însă și despre socrii primarului condamnat aduși în cătușe la instanță, dar și noile probe descoperite în ancheta exploziei de la Crevedia, când va fi chemat Arafat să dea explicații la procuratură. Tot în câteva momente, tragedia tatălui și fiicei sale morți în accidentul cumplit, dar vorbim și despre polițistul lovit cu toporul în misiune alertă la 112 și despre tupeul liberalului care s-a afișat cu ceasul de 30.000 de euro. Pe de altă parte, alertă de securitate, nepoata lui Biden, protejată cu armă. Cu acestea, dar și alte informații, vă aștept la fix. Rămâneți cu noi!